Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază, însorită, frumoasă și cu mari speranțe că de Paște vom avea o zi asemănătoare. Astăzi, la Actualitatea Hunedoreană, am plăcerea să-l am invitat pe domnul dr. Laslău Leontin, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Hunedoara, purtător de cuvânt DSVSA Hunedoara și, totodată, șef serviciu control oficial sănătatea animală. Stimate domn, bine ați venit și vă mulțumesc pentru efortul depus. Știu că ați venit fuga ca să ajungeți la timp. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Da. Domnule doctor, se apropie sărbătorile pascale. Noi, fiind ortodoxi, avem acest obicei să sacrificăm miei înainte de Paște. Ei, în legătură cu acest subiect, aș vrea să ne precizați câteva munte. Unde, cum, când și de ce? Da. Am spus că direcția, de fiecare dată vreau să precizez lucrul ăsta, pentru că este foarte important. Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor are ca obiectiv stipulat prin programul strategic al acțiunilor sanitar-veterinare controle oficiale permanente pe partea de siguranță a alimentelor. Sigur că în apropierea sărbătorilor pascale sau în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, ca de fiecare dată, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara are un program de măsuri pentru garantarea siguranței alimentelor și apărarea sănătății publice. Chiar în perioada asta premergătoare a sărbătorilor pascale este aplicat acest program de măsuri. Programul de măsuri începe cu instruirea personalului care are atribuții pe această speță de control pe partea de siguranță alimentelor. Am făcut și-o trecut perioada de instruire cu toți medicii veterinari de la circunscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și de la circunscripțiile sanitare veterinare zonale. Toți medicii noștri veterinari care vor face parte din echipele de supraveghere sanitară veterinară și control în toate unitățile unde se sacrifică, se produc, se comercializează produse de origine animală și nu numai, și de origine non-animală, toți acești colegi au fost instruiți în baza programului de măsuri și își cunosc fiecare atribuțiile și programului în această perioadă premergătoare a sărbătorilor pascale, programului de control. Aș vrea să vă spun că tot în această idee s-au purtat discuții așa pentru avizarea și funcționarea unor centre temporare de sacrificare a mieilor, așa cum facem noi de fiecare dată. Centre sanitare veterinare, centre de sacrificare temporare a mieilor care primesc un aviz sanitar veterinar pe perioada asta de o săptămână, când în aceste centre sunt sacrificați miei și după aceea comercializați către populație. Aș vrea să vă spun că și anul ăsta avem discuții pentru avizarea acestor centre pe zona Deva, zona Brad, Simeria, Orăștie, Hunedoara, Hațec și Petroșani. Sigur că personalul cu atribuții pentru supravegherea sanitară veterinară în aceste centre, așa cum am spus și înainte, este pregătit și își cunoaște foarte bine atribuțiile. Știe ce documente să controleze, să verifice înainte de intrarea animalelor vii în centru de tăiere și după aceea tot fluxul tehnologic care urmează pentru sacrificarea mieilor și, bineînțeles, ajungerea carcasei la comercializare către populație. Acum vreau să vă spun următorul lucru, că nu sunt supravegheate numai aceste centre unde să sacrificăm miei. Noi avem în vedere intensificarea controlelor în toate unitățile, așa cum am spus, care produc, care depozitează, care comercializează produse alimentare, indiferent că sunt de origine animală sau de origine non-animală. Controlele acestea vor fi intensificate, așteptăm fără discuție și eventuale sesizări ale consumatorilor, avem numerele de telefon afișate. Am primit de fiecare dată aceste sesizări, chiar dacă au fost făcute și telefonic, iar inspectorii noștri de specialitate au verificat să vedem dacă aceste sesizări se confirmă. La ce numere de telefon se pot face aceste sesizări?
Cel mai important dintre ele și cel mai sigur este 0254 221145. Așa, și după aceea sunt afișate la poartă pentru toți cetățenii care au de făcut astfel de sesizări. Mai sunt afișate la poartă și alte numere de telefon ale colegilor mei, dar cine deja s-a deplasat până la poarta unității poate să lasă sesizarea înscris. Fără să mai fie nevoit să vorbească cu să se prezinte, persoană. Să fie văzut. Fără să... discuție. De multe ori, oamenii încă o dată, noi am luat în considerare și sesizările făcute telefonic, le-am dat curs ca să vedem dacă ele câte din ele s-au adeverit? În general, să știți că s-au adeverit foarte puține. Așa, în această perioadă, în goana după cumpărarea alimentelor, se fac într-adevăr sesizări, multe dintre ele și nefondate. Pentru că cum să spun eu, consumatorii nu sunt atenți și nu reușesc să păstreze marfa pe care o cumpără în condiții, în condiții normale. În momentul în care ai cumpărat ceva și ea se depreciază după 2-3 zile, de la data când tu ai cumpărat produsul alimentar respectiv, înseamnă că vina principală este a ta. Că n-ai respectat cu strictețe condițiile de manipulare și condițiile ei de păstrare după ce ai achiziționat-o din magazin, indiferent că este tip supermarket sau alt tip de magazin. De cele mai multe ori, așa cum spun, este și vina cumpărătorilor. Mai mult decât atât, spun de fiecare dată lucrul ăsta și majoritatea consumatorilor țin cont de lucrul ăsta. Aprovizionarea se face din locuri înregistrate și autorizate sanitar-veterinar, exact. Pentru că ele sunt sub controlul sanitar-veterinar al inspectorilor noștri, a medicilor veterinar oficial care supraveghează sanitar-veterinar aceste unități. În momentul în care tu îți asumi riscul să achiziționezi produse alimentare din locuri care nu sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, de la marginea drumului sau de nu știu unde, sigur că riscul ăsta trebuie să ți-l asumi până la capăt și să fii conștient de el. Da. În momentul când ai achiziționat dintr-un loc care este supravegheat sanitar-veterinar și controlat oficial de inspectorii noștri, atunci șansele sunt foarte mici ca să existe acolo produse depreciate. Cu atât mai mult produse la care termenul de valabilitate este depășit. Pentru că astfel de produse sunt imediat confiscate, puse sub sechestru, urmează fluxul necesar până la neutralizarea lor și mai mult decât atât, agentul economic nu numai că este sancționat contravențional, în astfel de cazuri grave se poate merge până la suspendarea temporară a activității acestuia. Vreau să vă întreb dacă în piețele din județul nostru, pe care dumneavoastră le verificați periodic, ouăle sunt supuse examenului. Deci dacă mergem să cumpărăm ouă din piață... Acum, încă o dată revin și îmi pare rău că revin mereu la chestia asta. Da. Tot ce este comercializat în unitățile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, toate alimentele respective sunt supuse controlului sanitar-veterinar și în special toate unitățile respective sunt supuse controlului sanitar-veterinar. Sigur că ouăle în aceste unități nu pot ajunge numai din centre de colectare care sunt autorizate sanitar-veterinar, care au produsele respective marcate, adică ouăle marcate, și se poate asigura o trasabilitate a lor. Adică în aceste unități nu pot intra și nu se pot comercializa ouă care nu sunt, care nu pot provin din centre autorizate și la care nu li se poate asigura o anumită trasabilitate. Și asta e valabil pentru toate produsele, nu numai pentru ouă. Pentru ouă, cu atât mai mult cetățenii trebuie să urmărească și să le cumpere din unități autorizate, pentru că ele, în cazul în care nu sunt avizate, controlate aceste unități și, bineînțeles, produsele lor verificate și pentru ele sau pentru loturi să aibă un anumit buletin de analiză, sigur că în cazul nepăstrării corespunzătoare, ele sunt purtătoare chiar de salmonella, care este o zoonoză. Da. Spuneți-mi, ce boli pot afecta miei și implicit consumatorii? În această perioadă când discutăm, bolile mai importante care se pot găsi în special în organele mieilor sunt parazitozele.
parazitozele de toate tipurile. Dar, în primul rând, sacrificarea miilor în centre autorizate temporar pentru sacrificare este importantă pentru faptul că această sacrificare se face sub supraveghere sanitară veterinară până la comercializarea carcasei. Deci nu există posibilitatea deprecierii ei și infestării ei cu bacterii în așa fel încât să poată transmite consumatorilor și, bineînțeles, să producă toxi-infecții alimentare, și ăsta e lucru cel mai important. Că pe parcursul procesului tehnologic, de la sacrificare până la comercializare, dacă ea nu se face în condiții corespunzătoare și în condiții igienice, să știți că pot apărea probleme cu infestația carcasei și după aia transmiterea infecțioasă către consumator și apariția acestor toxi-infecții alimentare. În centrele de temporare nu este posibil așa ceva. Sunteți șeful Serviciului Control Oficial Sănătate Animală. Deci aveți experiența anilor trecuți și aș vrea să vă întreb dacă în ceilalți ani au fost cazuri deosebite. Nu, n-au fost cazuri deosebite. Mi-a oferit Dumnezeu de altceva, da? Spun lucrul ăsta cu certitudine pentru că am analizat întotdeauna la sfârșitul programului, după ce s-au încheiat sărbătorile pascale, am analizat activitatea și a colegilor noștri medici veterinari care s-au ocupat de partea asta de control și nu numai, și bineînțeles am analizat toate sesizările care au fost făcute în această perioadă și pot să vă spun că nu am avut cazuri de toxi-infecții alimentare și ăsta e lucru cel mai important. În de Paște, oamenii consumă carne de miel în deoseri, ouă, brânză sau caș și alte produse. În fine, care sunt cele mai ușor supuse alterării? Toate. Adică, domnul doctor, ce vreau toate. Să vă întreb, bun, de cumpărat le-am cumpărat, în stare bună, le prelucrăm, dar da. După aceea trebuie să toate vedem sunt supuse alterării dacă nu sunt păstrate în condiții corespunzătoare. Acum, eu singurul lucru care pot să vi-l spun, că alimentele în general au un timp, în special cele preparate, au un timp scurt de păstrare și ele trebuie păstrate, refrigerate și perioada scurtă care se păstrează. Dar tot eu fac afirmația asta și am spus-o de fiecare dată, că orice aliment pregătit trebuie consumat atunci imediat după ce este pregătit. Da, da. Pentru că sigur că după aceea apar riscurile contaminării și după contaminarea alimentului respectiv, sigur că se pot produce toxi-infecții alimentare și la cel care consumă din alimente. De asta întotdeauna am făcut precizarea asta și de fiecare dată n-am înțeles de ce trebuie să prepari o cantitate foarte mare de alimente când în realitate nu mănânci mai asta mult. Asta e boala românului. Da, dar da? Nu mănânci mai da, mult decât altă dată. Ochii mai lacum decât stomacul. Din potrivă, s-ar putea să mănânci mai mult altă dată decât în sărbătorile așa de care discutăm. Pentru că atunci nici nu faci efort, ai și alte activități religioase de comunicare, ieși cu prietenii, nu consumi cantități foarte mari de alimente. Și atunci pregătești cantități foarte mari de alimente și de cele mai multe ori ele se aruncă. Asta dovedește că totuși consumatorul este conștient că nu le mai poate consuma după un anumit număr de zile. Dovadă faptul că ele se aruncă în cantități foarte mari, enorm de mari. Asta înseamnă că totuși consumatorul este conștient. Dom'le, gata, nu mai pot consuma. Și atunci le aruncă. Dar sigur că e o risipă de bani, o risipă de alimente și așa mai departe. Cum spune românul, e păcat să arunci așa ceva. Dar oricum ei sunt conștienți, da, pentru că dacă n-ar fi conștienți, nu s-ar arunca, atât. O cantitate atât de mare de alimente, de toate tipurile. Am înțeles. Haideți să ajungem la ouă, domn doctor, pentru că obiceiul de Paște la creștini este să fie aceste ouă roșii și aceste ouă fierte și la un moment dat ținute mai mult decât trebuie în condiții necorespunzătoare pot să dea probleme mari. Sigur, chiar fierte fiind. Sigur, chiar fierte fiind. Am spus de fiecare dată, am făcut precizarea asta, că ouăle fierte
indiferent cât de bine ar fi păstrate, nu înseamnă că le mai poți consuma și după o săptămână sau o săptămână și ceva. Ele sunt fierte, sunt vopsite, sunt, cum să spun, păstrate în condiții foarte bune. Da, termenul lor de consum este 2 zile, 3 zile, acum depinde și de modul în care le-ai păstrat. Nu am avertizat de fiecare dată consumatorii, așa că nu se consumă după câteva săptămâni. Mai ales că ele atunci când sunt cumpărate, întotdeauna poate încă 2, 3 zile, 4 zile sunt sau pe stoc, o săptămână, de obicei, da. Nu sunt pe stoc, dar mai, sunt păstrate în frigiderul consumatorului. Da. Deci ele nu sunt atunci proaspăt cumpărate. Ele încă sunt păstrate, așa cum spuneți dumneavoastră, în condiții corespunzătoare, în unitățile în de alimentație de publică, dar după aia sunt păstrate tot în condiții corespunzătoare, că v-am spus, deja și consumatorii sunt conștienți și cunosc lucrurile astea și atunci e bine ca după ce le-ai pregătit ele să fie consumate într-un timp scurt. Că de-aia vorbim de sărbători pascale, ca să nu pregătim pentru 2 săptămâni, să pregătim pentru o zi sau două. Domn doctor, un miel sănătos, mergem și îl alegem din piață. Cum este? Cum depistăm un miel sănătos de unul bolnav? Pentru că poți să întâlnești și aia. Și acum ajungem la comercializarea mieilor. Exact. Mieii, ca să poată fi supravegheați și din punct de vedere clinic, așa cum ziceți dumneavoastră, cum ne dăm seama că un miel este sănătos, așa, mieii putem cumpăra din 2 locuri. Ori târgurile de animale vii, și acolo miei ajung după ce primesc de la medicul veterinar un formular de mișcare și după ce sunt examinați clinic. Mai mult decât atât, proprietarul nu-și permite să ducă miei bolnavi la târg, adică miei care n-au mai mâncat nimic de 2 zile, miei care refuză să bea apă, miei care rămân de turmă, miei care au alte, cum să spun eu, manifestări clinice care sunt foarte ușor observabile. În momentul în care medicul veterinar eliberează formularul de mișcare, e clar că el a făcut și o inspecție clinică a animalelor care urmează să meargă la târg. Așa, acum urmează, asta e pentru târgul de animale vii, de unde animalul se poate cumpăra viu. Acum discutăm de centrele de colectare. Acolo, cum să spun eu, există o mult mai mare posibilitate de a examina animalul din punct de vedere clinic, animalul în viu. Odată este examinat de medicul veterinar, care eliberează certificatul sanitar veterinar, lanțul alimentar și formularul de mișcare, că la centru de tăiere îi trebuie obligatoriu cele 3 documente și după aceea este examinat clinic și de medicul veterinar înainte de a fi introdus la sacrificare. Deci acolo beneficiază de 2 examinări clinice. Și clar că dacă se întâmplă ceva, așa, și sunt manifestări clinice care, cum să spun eu, trebuie respins mielul de la tăiat, așa o să întâmple, fără discuție. De aia ei sunt supravegheați și inspectați clinic dacă, cum să spun eu, ajung cu documente oficiale în târgurile de animale vii sau în centrele de tăiere. Da, mă gândesc că omul nostru, telespectatorii noștri și noi câteodată, lăsăm totul pe ultima 100 de metri și constatăm, Dumnezeule, e joi, e vineri, n-am miel, ce fac, mă duc. N-are importanță. Și atunci, centrele de tăiere vreau funcționează să spun că atunci vine un flux foarte puternic. Poate medicul poate să-i vadă pe toți. Nu există. Și dacă nu-i vede pe toți, să știți că optica consumatorului și a producătorului s-a schimbat foarte mult. Întotdeauna avem o oarecare suspiciune și în ceea ce privește producătorul, cel care duce mielul la comercializare, adică proprietarul lui și medicul veterinar care le examinează sau așa cum ziceți dumneavoastră, poate nu-l mai examinează. Dacă eu v-am spus că în ultimii ani nu au fost cazuri de toxi-infecții alimentare, înseamnă un nivel ridicat al conștiinței atât la proprietar, cât și la medicul veterinar și mai mult ca sigur și la consumator, la cel care achiziționează. Pentru că și el este foarte, foarte atent la ce cumpără pentru că are de unde alege. Har Domnului, în ultimii 5, 6, 7 ani ai de unde să alegi. Și atunci există posibilitatea foarte mică, 0,0 nu știu cât la sută, așa să alegi, așa cum ziceți dumneavoastră, un miel bolnav.
Nu există așa ceva. De obicei omul chiar nu se există. Ferește de bineînțeles. De aia eu aș spune că suspiciunile astea să fie lăsate la o parte. Mai ales atunci când animalul sau carcasa este cumpărată dintr-un loc autorizat, suspiciunile astea să fie lăsate la o parte. Se pot întâmpla astfel de cazuri când mai știu eu din ce, cum să spun eu, locuri obscure achiziționez carne de miel sau miel. N-ajungi până la piață și te duci și ei și nu există, dar de ce să n-ajungi până la piață? Sau de ce să n-ajungi la un proprietar de unde ai mai cumpărat, pe care îl cunoști, unde e sigur, așa că medicul veterinar a inspectat efectivul respectiv de animale, acolo să fac tratamentele antiparazitare periodice, să fac vaccinările anticărbunoase periodice, de ce să nu cumperi de acolo? Pentru că ai de ales, ai posibilitatea să alegi. Nu te mai obligă nimeni, du-te, domne, și cumpără din locul ăla obscur. În miez de noapte te-ai dus și cumperi de acolo. Când ascundeam mielul în roata de rezervă ca să nu ne prindă mai știu chiar ce domn tovarăș. Chiar nu-i cazul. Domnule doctor, haideți să ajungem și la brânză. Astăzi se găsește, cum a spus dumneavoastră, și e bine că e așa, și brânză de oaie, chiar dacă este destul de vreme. Se va implici și caș. De unde îl cumpărăm pe acesta? Brânza și caș. Acum să luăm doar piața Deva. Vă rog. O piață care este autorizată sanitar-veterinar și tot ce se introduce pentru consum în piața respectivă este supravegheat sanitar-veterinar. De acolo să iau și probe așa din alimentele la care dumneavoastră ați făcut referire. Așa că acolo chiar nu este nicio problemă să achiziționăm. Sunt după aceea magazinele care comercializează astfel de produse, brânzeturi sau preparate din brânzeturi și care iar sunt supuse controlului oficial sanitar-veterinar și iar nu sunt probleme să achiziționăm astfel de alimente din locurile respective. Și atunci, sigur, ca de fiecare dată, în cazul oricărui aliment, trebuie să revin la ce am spus. Atunci când achiziționăm sau cumpărăm din locuri supuse controlului veterinar, controlului sanitar-veterinar, controlului oficial, expertizei sanitar-veterinare, nu sunt probleme. Mai mult decât atât, noi solicităm, adică inspectorii noștri de specialitate care verifică astfel de unități, solicită fără discuție și celor care comercializează astfel de produse ca să aibă echipamentul de protecție corespunzător, să aibă examenele efectuate la zi, examenele medicale și așa mai departe. Și așa că cumpărăm de acolo, nu sunt probleme. În județul Hunedoara sunt în fiecare municipiu reședință de județ și nu numai piețele autorizate sanitar-veterinar. Acolo piețele sunt supuse controlului oficial sanitar-veterinar. Este făcută expertiza sanitar-veterinară a produselor, de aia de acolo iar n-avem nicio problemă. Aș vrea să vă întreb ce ar trebui să știe acum un fermier, un cioban, care vrea să meargă cu miei la piață. Ce trebuie să știe, ce acte trebuie să aducă? Două lucruri care vi le-am spus înainte și le repet acum. Dacă animalul este comercializat în târgul de animale vii, autorizat sanitar-veterinar și noi la nivelul județului Hunedoara avem 12 târguri autorizate sanitar-veterinar și ele să știu pentru că au programul lor, atunci mielul ajunge acolo cu formular de mișcare eliberat de medicul veterinar. Medicul veterinar știe în ce condiții eliberează formularul de mișcare. Dacă proprietarul vrea să ajungă cu animalul la centru de tăiere, avizat sanitar-veterinar, și v-am spus unde sunt aceste centre, în Deva, Brad, Simeria, Urăștie, Hunedoara, Hațec, Petroșani, atunci va trebui să ia de la medicul veterinar, pe lângă formularul de mișcare, lanțul alimentar și certificatul sanitar-veterinar. Am înțeles. Cei care vor sacrifica animalele sunt persoane numai speciale? Două secunde. Da. Cine sacrifică animalele sunt persoane care sunt alese după criteriile care au fost alese și în fiecare an, cu examene făcute la zi, au certificat că pot să sacrifice animalele, au atestat pentru așa ceva, au fost instruiți, au echipament de protecție și așa mai departe. Deci asta vreau să spunem, sunt persoane care sunt pricepute și mai ales verificate din punct de vedere al sănătății. Da, ar fi penibil
chiar ridicol, așa, ca să avem supraveghere sanitară veterinară la centru temporar de tăiere a miilor și avem așa ceva. Da. Cel puțin un medic, dacă nu chiar doi, plus medicii veterinari de la controlul oficial siguranța alimentelor care vin în control, care vin în control, așa, pe lângă medicii veterinari care îi avem acolo, deci ar fi ridicol ca ei să fie instruiți, pregătiți de control, iar cei care sacrifică animalele să-i luăm după drum. Sau primăria, cine te ține centru... Du-te și tu acolo, faci un pan. Du-te să tai și era înainte, domn doctor? Hai, mă, nu vrei să facem, hai că sacrificăm și noi niște mii. Și acum vă spun și cine se ocupă, se ocupă în special de centrele astea temporare de sacrificare a miilor. De exemplu, în localitatea Deva, în municipiul Deva, Secetele Cerna, SRL Deva. Așa, răspunde de centru de tăiere. Aș vrea să după nu... aceea, la brad de primă... Da. Un moment, cu firmele astea, cu societățile parteneri... Dar nu contează, ele răspund. Nu, după aia, la brad, răspunde primăria. Nu le facem reclamă, lăsați-le. A, dar nu le facem nicio reclamă. Acolo sus, la intrare în centru de tăiere, să știți că scrie lucrul ăsta. Pentru că nu-i nimic secret. Adică trebuie să știm că la brad răspunde primăria brad. Să știți și vă spun, domnul Adrian, următorul lucru. Cineva trebuie să răspundă de centrele astea. Noi nu putem ascunde lucrul ăsta. De administrarea lor răspunde cineva. Ia tu spuneți-le pe toate, domnul. Da, sigur, Cofitele Cerna la Deva, primăria Brad, SCDTCOM SRL la Simeria, primăria Orăștie la Orăștie, primăria Unedoara la Unedoara, primăria Hațeg la Hațeg și primăria Petroșani. Ăsta nu e un secret, domnul Adi. Pentru că noi nu putem înființa centrele astea și de ele să nu răspundă nimeni. Ei răspund de tot ce se întâmplă acolo ca administrare. Ca supraveghere sanitară veterinară răspundem noi. Aveți multe controle administrare... în această perioadă? Da, da. Vor fi vizate toate, pe lângă centrele astea de sacrificare temporară, vor fi vizate pentru control toate marile depozite, toate marile unități de comercializare și alte unități de producere a alimentelor. Vor fi vizate și controlate. Și, bineînțeles, în cazul sesizărilor, reclamațiilor, acolo vor fi verificate numai aspectele care sunt în sesizare. Domnule doctor, dacă eu mă duc la piață și iau 3 miei pentru mama, pentru mine și pentru vecinul care nu poate să vină la piață, bănuiesc că e ok, dar dacă opriți dumneavoastră un control al echipei dumneavoastră, o mașină care are 20 de miei sacrificați, dar nu-i nicio problemă dacă are documente și sunt... Deci dacă sunt documente? Numai, în primul rând, dacă sunt documente și când mă refer la documente. Mă refer la documente pentru mijlocul de transport care transportă marfa, da. Și după ce aceea mă refer la documente care atestă de unde provin animalele și ce documente sanitar veterinare au. Ce fel dar, de în primul rând, da. Autorizația sanitară veterinară pentru mijlocul de transport, pe care tot DSVSA Hunedoara o eliberează și după aia o vizează atunci când trebuie vizată. Deci de orice mașină cu... Dar bineînțeles, ca să nu mai vorbesc, același lucru se întâmplă și în cazul animalelor vii, a mieilor vii. Noi aici discutăm de carcase. Dar și în cazul mieilor vii, prima dată, documentul sanitar veterinar de înregistrare sau autorizarea mijlocului de transport. Și după aia urmează documentele pentru animalele transportate. Am înțeles, dar dacă eu mă duc în piață și cumpăr 10.000, poftim, și... Dar nu le puteți cumpăra din locuri autorizate numai pe bază de documente. E clar că le cumpărați din... Dar poți să le transport dacă le-am cumpărat. Da, acum asigur că le transportați într-o, cum să spun eu, nu le transportați să le comercializați din nou. Le transportați către gospodăria dumneavoastră și e gata. Am înțeles, domnul doctor. Da. Spuneți-mi... Acum nu ajungem până la nivelul ăsta de suspiciune. Chiar până aici nu mergem. Hai totuși de paște să le acordăm un pic credit și oamenilor. Da, așa. Domnule doctor, cât de mare este gradul de ocupare al specialiștilor de la dumneavoastră în aceste zile? Că știu că sunt niște zile de foc. Eu am spus că întotdeauna e foarte mare. Da. Nici de data asta nu este cu mult mai mare, pentru că organizarea foarte bună, spun eu, în perioada asta. Și fiecare medic veterinar care are atribuții pe această temă știe ce atribuții are și când trebuie să folosească de ele și ce trebuie să facă în interiorul atribuțiilor pe care le are, și atunci nu este cu mult mai dificil decât altă dată. Aș vrea să,
să vă întreb dacă după, există viață și după Paște, vine timpul mai călduros. Oamenii, crescători de animale în special, la ce să se aștepte în această vară? Până acum ne-a ferit Dumnezeu de tot felul de boli și de alte muște verzi, albastre, da, sau nu? Încerc să spun lucrul ăsta foarte apăsat, da, că proprietarul animalelor trebuie să cunoască foarte bine condițiile în care trebuie crescute animalele, exact, și în perioada caniculară și în perioada de ger. Asta e. Are obligația lui. Revin de fiecare dată și spun lucrul ăsta, că proprietarii de animale au în primul rând obligații, nu numai drepturi. Au în primul rând obligații și obligațiile lor, una dintre obligațiile importante a proprietarului de animale este să asigure condițiile necesare hrănirii, adăpării și cazării acestor animale, indiferent de condițiile de temperatură, mai crescute sau mai scăzute. Noi în ultima vreme am acordat câteva amenzi la normele sanitar-veterinare pentru că n-au fost respectate condițiile de bunăstare în cazul creșterii animalelor. Îmi pare rău să spun asta, proprietarii de animale ar trebui să fie conștienți și să se achite de obligațiile care le au. Îi foarte urât pentru un proprietar de animale când o unitate, o instituție publică, fie ea și DSV, sau UNEDOARA, ajunge să aplice sancțiuni pe acest domeniu. Și aici mă refer la toate speciile de animale care sunt crescute. Nu se poate ca tu, proprietar de animale, să nu-ți cunoști obligațiile și să vină DSVSA UNEDOARA să stea amendă pentru că n-ai respectat condițiile de bunăstare, condițiile de biosecuritate, condițiile de mișcare a animalelor. Ce proprietar ești tu? Noi n-am ajuns în România, din păcate, și mai sunt astfel de proprietari la nivelul ăsta de conștiință din partea proprietarilor. Sigur că sunt importante și măsurile coercitive, dar să vină o instituție publică să-ți dea amenzi că tu nu ai condiții de bunăstare pentru animale, atunci de ce îl ții? De ce îl crești? Unde pot să se informeze fermierii și crescătorii de animale pentru a ști să... Ce anume trebuie să facă? Dar ei trebuie să fie informați. Exact cum și eu trebuie să fiu informat înainte de a conduce un autoturism, chiar dacă mi-am luat permisul de conducere. Eu am obligația să spunem fiu că informat. Fermierii poate nu un grad foarte mare de instruire. N-au voie, pentru că primesc subvenții, pentru că aplică programul, nu au voie. Nu există. Adică trebuie să ajungem în România să conștientizăm următorul lucru. Dacă nu știu, nu fac. Dacă nu mă pricep, nu fac. Ca să nu mai vorbesc că ei au avut obligația, mai ales înaintea accesării programelor, să facă cursurile de calificare și să aibă diplomă de calificare pentru activitatea care o prestează, inclusiv pentru cea apicolă. Deci n-au cum, adică, să vină să spună că el nu știut care e tehnologia de creștere a bovinelor și cum trebuie hrănite bovinele. Ei în primul rând trebuie să informeze. Așa, și să pot informa de peste tot. Când e vorba de Direcția Sanitară Veterinară și și pentru Siguranța Alimentelor, noi n-am eliberat o autorizație sanitară veterinară sau o înregistrare sanitară veterinară fără să nu-l consiliem foarte bine pe respectivul proprietar de animale. Fără să fiți convinși că omul știe ceea ce trebuie. Fără discuție. Dar eu înclin să cred că noi nu mai avem astfel de proprietari. Pentru că deja... Sunteți un optimist, domn doctor? Eu nu fac parte din categoria asta. Știți de ce? Pentru că ei deja au trecut prin câteva programe, prin nu știu câte tipuri de subvenții. Normal așa? Așa, și nu au voie să nu cunoască legislația, cu atât mai mult normele sanitar-veterinare de bunăstare privitoare la creșterea animalelor, pe speciile care le dețin ei, fără discuție. Apicultorii, creșterea bovinelor, creșterea ovinelor și caprinelor, creșterea porcilor. Cum estimați că va fi sănătatea animalelor în acest an, dat fiind faptul că meteorologii au spus că va fi o vară relativ liniștită, nu cu bumuri deosebite, nici prea, nici foarte, foarte.
Dacă sunt asigurate condițiile de creștere, indiferent de condițiile climaterice, animalele trec foarte ușor prin perioada asta caniculară. Foarte rar am văzut la stâni acele umbrare de care se tot vorbește și care ar fi trebuit să fie de mult timp, deoarece, cum ați spus și dumneavoastră, s-au dat bani suficienți pentru cei care au pășuni și fânețe ca să-și amenajeze așa ceva. Adăpători și adevărul e că în ultima vreme am văzut foarte multe adăpători. Așa, da, sau locuri unde se pot adăpa animalelor. Da. Și ăsta e un lucru foarte bun. Da? Chiar un lucru foarte bun. Acum, în ceea ce privește umbrarele, într-adevăr, cam 40-50, poate un pic mai bine, din turmele de ovine au aceste umbrare de care vorbiți dumneavoastră și care sunt importante, în special în perioada caniculară. Eu cred că proprietarii de ovine conștientizează lucrul ăsta și pe măsură ce trec ani vor fi la toate turmele. Pentru mine un lucru îmbucurător este că animalele astea beneficiază de toate condițiile de hrană și de apă pe timpul verii. Domnul doctor, în anul acesta DSVSA-ul ce acțiuni mare în plan? Știu că aveți, de exemplu, în cazul domeniului de sănătate animală, în această perioadă am demarat acțiunile de supraveghere sanitar-veterinară și control a unor boli foarte importante pe specii de animale. Asta înseamnă anemia infecțioasă ecvină la cai, unde deja am recoltat și am testat majoritatea probelor de sânge care trebuiau recoltate. Mai avem ceva focare de așa ceva? Da, avem focare de anemie infecțioasă. Numărul lor a scăzut foarte mult în comparație cu 2006, când am pornit. Era o luptă imensă atunci. Când am pornit cu 305 proprietari și 310 cai, dacă este vorba de anemie infecțioasă, acum am ajuns să gestionăm aproximativ 20 și ceva de focare la nivel de județul Hunedoara și de acolo sunt eliminate toate animalele. O să vedem după testarea de acum, din primăvară, cu câte focare o să ne mai înregistrăm, dar oricum toate animalele cu anemie infecțioasă din focarele trecute au fost scoase și deocamdată reușim să gestionăm foarte bine focarele de boală. Avem de asemenea la un procent de 60-70% încheiată supravegherea sanitar-veterinară pentru controlul brucelozei bovine și a leucozei ezootice bovine. Două boli importante la bovine, două boli infectocontagioase cu transmitere în cadrul speciei ei, cu precizarea că bruceloza poate fi și o zoonoză. Nu ne-am înregistrat cu niciun caz de bruceloză bovină. Avem câteva focare foarte puține de leucoză ezootică bovină pe care le înregistrăm foarte bine. Așa, le gestionăm foarte bine și de asemenea suntem în curs de demarare a programului de supraveghere și control a brucelozei la ovine. Iar prin recoltarea probelor de sânge în vederea supravegherii acestei maladii la ovine. Cum se manifestă această bruceloză, domnul doctor? Imediat vă spun. Am încheiat de asemenea acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor și pisicilor care s-a făcut în campania octombrie 2016, februarie 2017. De asemenea, suntem în plină campanie de vaccinare anticărbunoasă la bovine, ovine și caprine. Am încheiat vaccinarea anticărbunoasă la cabaline și, bineînțeles, continuăm vaccinările de completare care se fac lunar la câini și pisici, adică vaccinările antirabice la câini și pisici. M-ați întrebat de modul cum evoluează leucoza ezootică bovină. Pot să vă spun că sunt cazuri, n-am avut niciun caz simptomatic, adică unde să fie prezentă simptomatologia, dar de obicei boala evoluează cu accese termice, după aceea lipsa poftei de mâncare, inapetență, cum spunem noi, de asemenea o stare generală proastă care poate să fie combinată cu o stare de slăbiciune
și mă bucur foarte mult că n-am înregistrat niciun caz de simptomatologie clinică de leucoză enzootică bovină. Așa, animalele au fost sacrificate în laborator atunci când boala a fost depistată, așa, la nivelul sângelui, prin anticorpii de boală care erau prezenți în sânge. Un lucru foarte important. N-am avut, așa cum v-am spus, niciun caz de bruceloză bovină, nici măcar de depistare anticorpilor în sânge. Eu știu ce ravagii poate face boala asta și când mă uit la dumneavoastră și știu că și sunteți șeful Serviciului de Sănătate Animale, eu realizez cât de dificil este să ții sub control toate aceste catastrofe care, dacă nu se văd, nu înseamnă că nu există. Și dacă nu le ai, înseamnă că îți faci foarte, foarte bine treaba. Și ele, da, ele nu sunt și nu apucă să se manifeste clinic și datorită supravegherii foarte bune care o avem în cadrul programului strategic. Și animalele respective sunt eliminate din efectiv atunci când sunt depistați anticorpii în sânge. În ultimii ani în județ au fost boli majore care să ne afecteze, să ne pună sănătatea în pericol? Nu. Nu. A fost o luptă crâncenă, dar cam câștigată până la urmă. A fost o luptă crâncenă în general cu toate, cu toate bolile infectocontagioase. E un front care invizibil, asta vreau să spun. De asemenea, a fost perioada aia foarte grea cu declararea focarelor de blutong, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte. Limba albastră, dragii mei. Limba albastră și pe care am reușit să le gestionăm corect. Am avut atunci foarte multe zile și luni de muncă asiduă, de stres, pentru că, dacă vă aduceți aminte, am declarat un focar de boală chiar la rezervația de zimbri de la Hanții. Am reușit până la urmă să gestionăm bine focarul de blutong și întotdeauna că după ce trec lucrurile astea ești mulțumit, ești fericit, dar în perioada atunci asta... Atunci ai durere când știi că... Am trecut așa prin stări de stres și până când am văzut lucrurile rezolvate, foarte greu ne-a fost. Foarte greu ne-a fost. Aș vrea să vă întreb dacă în jurul județului nostru sunt în alte județe boli care pot să ne dea... De exemplu, în jurul județelor noastre sunt cazuri de TBC, dar depistat la testul comparativ simultan. Așa, foarte puține cazuri, vă explic ce înseamnă asta, foarte puține cazuri au fost confirmate și de laborator. În fiecare primăvară și vară, toate direcțiile sanitare veterinară și direcția noastră sanitară veterinară face supravegherea și controlul tuberculozei printr-un test alergic, îi zice testul comparativ simultan, pentru că se injectează două tipuri de tuberculină, tuberculina A și tuberculina B, așa, la fiecare bovină peste 6 săptămâni, care are vârsta de peste 6 săptămâni, iar la 72 de ore după inoculare apare interpretarea reacției. În cazul unor reacții pozitive, animalul respectiv se sacrifică în abator, după sacrificarea în abator se prelevează probe de organe, medicul veterinar oficial de abator știe de unde trebuie să preleveze probele și le trimitem la laborator pentru confirmare. Eu pot să vă spun că am avut un singur test comparativ simultan în județul Hunedoara pozitiv în anul 2011. Neconfirmat. Îți țineți minte, în 2017. Da, neconfirmat de abator, de laborator. S-au prelevat probe de la animalul respectiv în abator și el n-a fost confirmat prin examen de laborator. Dar animalul respectiv a fost sacrificat și scos din efectiv. Așa cum prevede legea. La păsări, la un moment dat, erau niște semne îngrijorătoare că în jurul României ar putea să apară... Nu în jurul României. Acum avem focare și în Teleorman, și în Constanța, și în Tulcea, focare și la Arad. Noi nu ne-am înregistrat cu focare de influență aviară, dar pot să vă spun că și pe palierul ăsta, în cadrul programului strategic, noi avem obligația să recoltăm probe de sânge de la păsările domestice și din exploatațiile comerciale și din unele localități țintă pe care noi l-am desemnat, pentru că acolo poposesc foarte multe păsări migratoare și păsări sălbatice. Și atunci am numit aceste localități țintă și de la un număr, de la un efectiv de păsări din aceste localități țintă, recoltăm probe de sânge și facem testarea pentru influența aviară în laborator. Nu ne-am înregistrat cu cazuri pozitive. Programul de care vă vorbesc acum, programul ăsta de influență aviară,
îl facem din anul 2007 sau 2006. 2007 sigur. Și de atunci nu ne-am înregistrat cu niciun caz pozitiv de influența aviară. Și sunt 10 ani de atunci. Cel puțin 10 ani. De la cine, de la ce a apărut această boală? Influența aviară este produsă de un virus. În mod normal virusul se transmite în special în cadrul speciei pasăre. Așa, primele comunități care au avut probleme cu influența aviară au fost cele din Asia. Dar foarte repede boala s-a transmis și în Europa. Europa a gestionat foarte multe focare de influența aviară. România la fel în 2006 și pe parcursul anului 2016 foarte puține, dar în 2006 și în România s-a înregistrat cu un număr foarte mare de focare de influența aviară, de aceea foarte multe păsări au fost ucise și proprietarilor despăgubiți. Da, dragii mei, ne oprim aici. Astăzi domnul dr. Laszlo Leontin, purtător de cuvânt DSVSA Hunedoara, șef serviciu control oficial sănătate animală, și, bineînțeles, președintele Colegiului Medicilor Veterinari a fost colegul și invitatul meu și uitându-mă la acest domn, constat că de câțiva buni, dacă avem sărbători liniștite, și lui se datorează acest lucru. Vă mulțumesc, domnule director, și pentru prezența dumneavoastră și pentru restul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragii mei. Ne vedem mâine la aceeași oră. La revedere!